Nici astăzi angajații primăriei responsabili cu ordinea și disciplina nu au primit liber de la edilul șef. Cu toții au fost prezenți în târgul de la Drăgoieni în interes de serviciu. Și pentru a le da un bun exemplu, cârciumarul a fost primul aflat printre cetățeni. Obligatoriu de dimineață și până seara primarul trebuie să stea în această zonă, pentru că este nevoie, este necesar să fie supravegheată ordinea publică, circulația și tot ce înseamnă măsură de organizare. Nici gând de zi liberă. Și de această dată primarul a avut cu el celebra agendă în care notează tot ce ar mai trebui făcut. Nici o zi liberă, pentru că asta este postul. Postul de primar cere, solicită o prezență 24 din 24 alături de evenimentele din oraș, alături de cetățeni. Pentru a preîntâmpina eventualele probleme, la Drăgoieni au fost mobilizați și oamenii legii, jandarmii și polițiștii.